Sami de loviturile libere. Va centra de pe partea dreaptă, centrează și foarte bună recentrare și este gol. Ce poarta lui Emil Timbur, Chelari, întoarce mingea până la Însuie și iată un nou atac al echipei Emil Sami și este gol. Este interceptată Lisu, Puntus, mai departe, Graur, ajunge balonul, centrează din prima, în careu, Gânsari, gol! Urmează Mamadou Camara, Radu Gânsari, Radu Gânsari, Gânsari, 2-0, Radu Gânsari. Trage Gânsari și înscrie pentru 1-0 și este minutul 77. Să vedem dacă reușește să-l învingă pentru a doua oară pe portarul Răilean și înscrie Radu Gânsari. Și pe în actualul sezon, Gânsari față în față cu Nicolae Cebotar, iar Milsami poate bifa o nouă victorie în Superliga. Șutează Radu Gânsari și înscrie pentru 1-0 din minut. Scapă aici Radu Gânsari, continuă Radu Gânsari, Radu Gânsari și gol!